Treenet Radio. More music, more colours. Open mic, be healthy. A talk show every Tuesday keeps the doctor away with Murder on Treenet Radio. Bine v-am regăsit, sunt Madalina Ion. Începe microfonul deschis, emisiunea pentru o mai bună sănătate. Invitată Diana Artene, nutriționist, competență nutriție pentru copii și adolescenți, nutriție sportivă, doctorand în nutriție oncologică. Bună seara și bine ai venit, Diana! Bună seara! Fructele, desert, gustare, masă de sine stătătoare, ne lămurim în ceea ce urmează. Diana obișnuiește să spui adesea că pentru a putea face recomandări alimentare, trebuie să știm foarte bine ce se întâmplă cu alimentele după ce trec de gură. Așadar, ce se întâmplă cu fructele după ce trec de gură? Bună seara din nou și cred că este o întrebare foarte pertinentă, pentru că foarte multă lume recomandă și este ceva aproape, care a ajuns aproape de la sine înțeles că fructele teoretic ar trebui mâncate între mese. Și din punct de vedere fiziologic, asta nu are sens și o să explic în seara asta de ce. În primul rând, după cum ai spus, ar fi foarte important să înțelegem ce se întâmplă cu fructele după ce trec de gură, ca să putem să avem o discuție pe aceeași limbă. În principal, în momentul în care începem să mâncăm orice, inclusiv cu fructe, începem le mestecăm, se amestecă cu salivă și ajung în dimensiuni mai mici pe care le putem înghiți, iar din punct de vedere fructe și atât, ceea ce contează este că amidonul din fructe în principal nu poate fi afectat sau nici măcar în fructele foarte coapte nu poate fi digerat în gură. Amidonul gătit din cartofi sau din orez poate începe digestia acestui tip de amidon în gură și durează cât timp alimentele respective rămân în gură, dar în cazul fructelor nu. Mai departe, înghițim bolul alimentar și ajunge respectivul fruct, să spunem, în stomac. În stomac nu se întâmplă digestia niciunui fruct. Asta este ceva ce foarte multă lume nu înțelege. Ce se întâmplă cu fructele în stomac și dacă sunt singure sau dacă sunt ca parte a unei mese mixte, da? Și dacă sunt singure și dacă sunt parte a unei mese mixte, digestia glucidelor din fructele respective nu se oprește complet în stomac, pentru că pH-ul din stomac scade foarte mult când se secretă suc gastric. Iar deși ne-am aștepta, sau unele persoane s-ar aștepta, ca acest acid clorhidric din sucul gastric să nu se secrete dacă mănânci doar un fruct, am auzit acest concept, am auzit probabil mulți dintre noi și de Pavlov, da? Care a demonstrat că inclusiv lumina, orice trigger care este perceput de capul nostru ca trigger alimentar, generează secreție de suc gastric și acid clorhidric. Asta înseamnă că inclusiv în cazul fructelor, meselor doar de fructe, se secretă acid clorhidric, pH-ul din stomac scade sub 4, ceea ce înseamnă că și dacă ar putea să mai existe un pic de amidon gătit care să fie atacabil de către amilaza salivară, această amilază este inactivată la pH sub 4, deci orice digestie a glucidelor se oprește în stomac. Mai departe, după ce se întâmplă digestia glucidelor în gură, se oprește în stomac și continuă mai departe la nivel intestinal, aici mai apare o problemă. Foarte multă lume zice, păi dacă sunt într-o masă mixtă, nu absorbim, pierdem vitaminele sau ne balonăm. Ceea ce ambele lucruri nu sunt reale din punct de vedere fiziologic. De exemplu, vitamina C are o biodisponibilitate mult mai bună în, la pH acid, în stomac. Da? De exemplu, sunt persoane care au secretă mai puțin, în mod evident disfuncțional, mai puțin acid clorhidric, da? Cum sunt persoanele care au gastrită, care au anemie pernicioasă, care au cancer gastric, da? Și care nu au biodisponibilitate bună la absorpția și metabolizarea vitaminei C, pentru că pH-ul din stomac nu este suficient de acid. Mai
alte vitamine nu sunt afectate de timpul petrecut de alimentul respectiv în stomac. Asta pe de-o parte. Deci, digestia fructelor, glucidelor din fructe nu se întâmplă în stomac. Mai departe, biodisponibilitatea vitaminelor din fructe nu este afectată, ba chiar este potențată de un pH normal acid în stomac, iar fermentarea, procesul de fermentare nu se întâmplă în stomac pentru că în stomac nu prea avem bacterii. Acidul clorhidric omoară bacteriile, iar fermentația nu este un proces care se întâmplă doar că există niște glucide pe acolo. Avem nevoie de niște bacterii care să fermenteze acele glucide. Bacterii care se găsesc în colon, nu în stomac. Deci, până la nivel intestinal, nu apare nici fermentație, nu apare nici împiedicarea folosirii vitaminelor din fructe. Deci, nu avem niciun motiv să mâncăm fructele între mese și nu la masă, pentru că nu am beneficiat de aceste fructe. Și după cum spuneam, faptul că unele persoane se balonează în momentul în care mănâncă fructe poate să aibă o altă cauză și de obicei vorbim de disbioză. Adică avem o modificare a florei intestinale care poate să afecteze partea intestinală, ultima etapă din digestia, fructozei mai mult. Și ca să înțelegeți lucrul ăsta, și o persoană care are, se balonează frecvent sau are episoade de diarie, da, îi zicem diarie osmotică și o să vă explic imediat de ce, sau are tot felul de dureri și gaze și flatulență și așa mai departe, acea persoană să mănânce fructele între mese pare extrem de ușor, foarte facil și poate să devină viral extrem de ușor pe Facebook, dar acea persoană nu ar trebui să se ducă pe Facebook, ar trebui să se ducă la gastroenterolog, pentru că s-ar putea să aibă probleme sau nu, pentru că mai evident vorbim de patologie sau vorbim de un stil de viață care nu este sănătos per se. Unul din cele mai importante cauze ale colonului iritabil, de exemplu, care poate să fie patologia din spatele acestei balonări asociate cu consumul de fructe, este stresul. Și, evident, nu avem timp să ne hrănim când ne este foame, pentru că suntem în ședință sau muncim foarte mult sau pur și simplu suntem la dietă sau în loc să vorbim când avem o problemă, preferăm să ținem în noi și ne enervăm din ce în ce mai tare sau tot felul de lucruri. Dar nu e numai stresul. Poate să fie fumatul, poate să fie consumul de antibiotice sau antiinflamatoare și cred că numai ieri în 5 minute am văzut la televizor, cred că cel puțin 10 reclame la antiinflamatoare, exact. Și lumea nu înțelege că mucoasa intestinală este afectată atunci când luăm antiinflamatoare, poate mai rău decât atunci când luăm antibiotice. Dar pentru antibiotice, unii dintre noi compensează asta cu probiotice, alții nu. Dar câți dintre noi compensăm când luăm un antiinflamator? Măcar dacă am mâncat un iaurt în plus. Sunt lucruri pe care multă lume nu le discută sau nu le înțelege. Și de ce este esențial să nu avem disbioză sau să avem mucoasa intestinală intactă și funcțională în mod optim pentru a nu ne balona când mâncăm fructe? Pentru că ultima etapă din digestia glucidelor este făcută de niște enzime care se numesc dizaharidaze, care sunt secretate chiar de aceste celule ale mucoasei intestinale. În momentul în care secreția acestor enzime este afectată, oricât poți să mănânci fructele în orice tipar alimentar consider că ar putea să fie mai wow sau mai sănătos, sau putem să facem un debate pe această temă, oricât, când, atâta timp cât nu ai dizaharidaze, nu poți să digeri corect sau complet și nu poți să absorbi la nivel intestinal aceste dizaharide care sunt transportate mai departe la nivel de colon, unde bacteriile de acolo le fermentează, acolo se întâmplă de fapt fermentarea, apa trece din, cum să vă explic, din spațiul de din peretele intestinal, în conținutul intestinal apare această, pentru că aceste dizaharide sunt osmotice, apare diaria osmotică, da? Și ce se mai întâmplă este că apar gaze, apare dioxid de carbon, hidrogen sulfurat și
persoana respectivă are crampe și așa mai departe. Dar asta se întâmplă pentru că digestia glucidelor nu a fost completă. Glucide care se pot întâlni sau și în alimentele care au un conținut mai mare de fibre, anumite tipuri de fibre, și sunt multe, multe persoane care percep acest disconfort în momentul în care consumă fructe și îl asociază cu faptul că, vai domne, am mâncat fructul la masă, dar de fapt au același disconfort și dacă mănâncă brocoli sau dacă mănâncă conopidă sau dacă mănâncă varză sau dacă mănâncă fasole sau ceapă sau usturoi, da, unii dintre ei. Și vorbim de fapt de o problemă gastroenterologică, adică acea persoană nu ar trebui să meargă la nutriționist, ar trebui să meargă la gastroenterolog. Deci este esențial, Diana Artene, să mâncăm fructele la masă și nu între mese? Pentru că de obicei între mese nu ne este foame. Iar noi avem foarte, foarte multe substanțe secretate în corpul nostru între mese care să ne împiedice să mâncăm, pentru că organismul nostru mai este menit să facă și altceva decât să proceseze mâncare. Asta așa pur pe românește. Și sunt foarte multe substanțe, printre care am mai tot pomenit la alte emisiuni, nu știu, polipeptid Y, colecistochinină, eu știu, amilină sau hormon gastroinhibitor sau sunt foarte multe. Problema cu aceste substanțe este doar când le dereglăm. Ele, în mod normal, sunt niște substanțe foarte bune care generează senzația de satietate între mese. Dar atâta timp cât ele sunt secretate, ar fi bine să le și ascultăm, pentru că ele lucrează la nivel de centru nervos de foame și de satietate. Ce se întâmplă în momentul în care mănânci, când glicemia ta nu este suficient de jos cât să genereze gastric senzația de foame, acel gol în stomac pe care marea majoritate dintre noi îl recunoaștem ca și senzație de foame fizică, este că acești hormoni, mă rog, mulți dintre ei sunt hormoni, stimulează, sau mai exact suprastimulează secreția de insulină. Ceea ce înseamnă că orice mănânci între mese poate să fie transformat în grăsime în încercarea de a preveni o hiperglicemie. Adică organismul știe că are mâncare în sistemul digestiv și vede că vii cu un plus de mâncare și atunci se apără secretând foarte multă insulină. Și ce dacă faci asta, pentru că, să fim serioși, dacă mănânci un fruct nu știu când, că te foame, nu se întâmplă nimic, organismul nostru este suficient de adaptabil dacă mănânci doar un fruct, atâta ai. Și este un lucru foarte bun, decât să mor de foame și să-ți cazi metabolismul și să ajungi să te îngrași mâncând din ce în ce mai puțin, mai bine mănânci doar un fruct dacă atâta ai. Optim ar fi să pui măcar o mână de nuci lângă el sau, cum fac francezii, o bucată de brânză. De brânză, da, da, da. Ideea e că un fruct și atât, dacă ai, dacă ți este foame și nu ai nimic altceva, este minunat. Dar dacă nu ți este foame și dereglezi și faci asta în mod constant, da? Pentru că nu, problema nu este că mănânc un fruct între mese, ci că fac un obicei din asta. Dacă mănânc în fiecare zi fructe între mese, îmi ajung treptat să-mi scad sensibilitatea organismului la insulină pentru că mănânc fructele între mese, ceea ce duce la îngrășat. Asta este primul lucru care vine din faptul că creezi un obicei care duce la îngrășat, scăderea sensibilității organismului la insulină, nu pentru că mănânc mai mult, ci pentru că creezi fundalul hormonal în organismul meu care duce spre creșterea procentului de grăsime, mai ales viscerală. Mai departe, mai avem o problemă în a mânca mese doar de fructe, și anume fructoza din fructe stimulează hormonul de poftă de mâncare. Foarte multă lume simte că are mai multă poftă de mâncare când mănâncă fructe. Grelina crește ca și secreție. Și asta nu e toată problema. Problema numărul 2 este că fructoza nu stimulează, sau glucidele în general, când mâncăm doar glucide. Și care, să zic, într-o prăjitură poate mai e și o grăsime, un unt, sau poate mai e și o fibră, dacă, nu știu, depinde de cum e făcută prăjitura respectivă. Dar doar într-un fruct, acel fructoza respectivă nu stimulează secreția celui mai important hormon de satietate, care este singurul secretat în timpul mesei, și anume colecistochinina, care e stimulată secreția ei doar de proteine sau de grăsimi. Ceea ce înseamnă că în momentul în care mănânc mese doar de fructe,
Am două probleme. Unu, îmi crește pofta de mâncare și doi, nu percep senzația de sațietate și sunt oameni care sunt capabili să mănânce fructe până îi lasă stomacul. Adică nu apare neurofiziologic senzația de sațietate. Deci, dacă mănânc fructe când nu-mi este foame, scad sensibilitatea organismului la insulină, iar dacă mănânc mese doar de fructe, constituite doar din fructe, fără proteine și fără grăsimi de calitate, nu am senzație de sațietate intraprandială. Deci pot să mănânc cantități foarte mari din astfel de alimente. Bun. Deci este bine până la urmă să avem mese doar de fructe? Depinde ce vrem. Dacă vrem steatoză și gută, putem să avem mese doar de fructe, bineînțeles. Da, da. Important este să înțelegem cum se metabolizează fructoza, care fructoza se metabolizează foarte diferit de glucoză. Se absorbe intestinal prin altă ușiță față de glucoză, fără consum energetic, putem să absorbim foarte multă, cât este disponibil, atât absorbim, ceea ce n-ar fi o problemă, pentru că în celulele alea din mucoasa intestinală, ea poate fi folosită pentru gluconeogeneză, adică celulica aia, enterocitul meu, poate să facă energie din fructoză. Este una din puținele, sunt doar 3 țesuturi în organismul uman care pot să facă energie din fructoză, și anume enterocitul, da, celula hepatică și celula renală. Toate celelalte celule ar putea să facă energie din fructoză dacă n-ar exista pe pământul ăsta glucoză. Și cum cam există, inclusiv în fructe, de fiecare dată când avem co-aport de fructoză și de glucoză într-o celulă, fructoza va fi transformată în grăsime. Din acest punct de vedere, în momentul în care avem exces de fructe sau în momentul în care avem mese doar de fructe, preponderent acea fructoză va fi transformată printr-un proces care se numește lipogeneză de novo în grăsime. Și eu vă pot spune din experiența mea directă că vara avem mai mari probleme pe partea de dislipidemie și de steatoză hepatică, pentru că oamenii mănâncă mai multe fructe și sunt foarte mulți oameni care vin și spun: stați liniștită, stați liniștită că vine iarna, în curând vine iarna și nu o să mai mâncăm multe fructe. Și li se normalizează analizele. De la fructe la sucuri de fructe, care este impactul metabolic al consumului de sucuri de fructe, răspunde invitata noastră, nutriționist Diana Arten. O să răspund prin a începe și a spune că foarte multă lume își cumpără tot felul de storcătoare de fructe foarte, foarte scumpe, mai ales dintre pacienții cu care lucrez eu, pentru că consideră cumva că scot esența din respectivul fruct și că mai mult e mai bine. Ei bine, când vine vorba de fructoză, mai mult nu este mai bine. Și primul lucru, deși, de exemplu, putem să bem ocazional un suc de fructe, acel suc de fructe nu este mai sănătos decât fructele din care provine, cel puțin din cauza faptului că nu conține fibre. Al doilea motiv pentru care nu prea este foarte sănătos este că e foarte cariogen. Adică în momentul în care bem suc de fructe sau legume, care unele dintre ele pot să fie mai dulci, cum sunt morcovii sau specla, ar fi bine să ne spălăm și pe dinți imediat, adică l-am băut și să mergem să ne spălăm pe dinți. Evident, foarte mulți din stres stomatologii cu care am discutat pe acest subiect nu recomandă consumul de sucuri de fructe zilnic. Dar din punct de vedere metabolic, pentru că nu sunt stomatolog, avem o problemă și mai mare. Și anume, spuneam că fructoza poate fi folosită de către anumite celule pentru energie. Și că astea sunt puține, sunt doar 3 țesuturi, care ar fi bine să ținem minte că sunt doar 3 și că ele nu o să consume fructoză în exces. Adică sunt doar 3 și nu așa 1 milion de celule care pot să aibă și alte surse de energie, ceea ce înseamnă că foarte, foarte repede, în momentul în care avem un exces de fructoză, această fructoză, după cum spuneam mai devreme, se transformă în grăsime. Și asta e cea mai mare problemă cu sucurile, și anume că pot să stimuleze depunerea de grăsimi, mai ales în ficat, pentru că principalul sediu de al secreției de fructochinază, care este una din enzimele cheie din metabolismul fructozei, este ficatul. O să fac un pas înainte și o să spun că, spre deosebire, evident, este un pas
foarte în extremă, da? Mă duc fix în cea mai mare extremă. Și cu mențiunea că vorbesc despre ceva plurifactorial, dar spre deosebire de alte tipuri de celule maligne, de exemplu, cancerul renal, celula malignă tipică cancerului renal, nu se hrănește cu, nu folosește pentru proliferare glucoza, cum fac celelalte tipuri de celule, ci fructoza. Tocmai pentru că este o celulă care poate să folosească fructoza și care o folosește în mod preponderent dacă avem exces. Și putem să ajungem inclusiv la steatoză renală. Deci, adică depunere de grăsimi în rinichi. În rinichi, da. Excesul de fructoză și foarte multă lume, evident, când vorbim de exces de fructoză, se așteaptă ca acest exces de fructoză să provină numai din sucurile răcoritoare. Ei bine, nu. Dacă bei un... una e să mănânci un fruct, alta e să mănânci un kilogram de fructe, alta e să faci un fresh din... nu știu, dintr-un kilogram de fructe câte freșuri ies, 2-3, da? Și sunt persoane care consideră că dacă beau 2 freșuri pe zi, nu e așa o problemă. Sunt persoane care beau fresh de fructe în loc de apă, pentru că nu le place gustul apei și pentru că știu că sucurile de fructe sunt foarte sănătoase. Și apoi se miră de ce au trigliceridele crescute, de ce au probleme hepatice, dacă apar, pentru că ele, în mod normal, apar doar în momentul în care sunt boală hepatică, da? Uh-huh. Și ar fi bine să înțelegem că dacă este un nutrient la care mai mult nu înseamnă mai bine, acesta este fructoza. Și vreau să subliniez că bei un suc de fructe ocazional nu este nicio problemă, inclusiv dacă se întâmplă când nu ți este foame pentru că vrei să faci asta, că așa îți face plăcere în momentul respectiv. Problema vine când faci asta în fiecare zi. Când încep ziua cu sucul de fructe, că sunt mulți care își încep ziua cu un fresh de fructe. Da, pentru că se gândesc că este bine să fie aportul pe stomacul gol și pentru că nu au înțeles tot ce am vorbit la început, că nu avem nevoie pentru aportul de vitamine și biodisponibilitatea vitaminelor ca aportul respectiv să fie pe stomacul gol, nu avem nevoie să fie în afara mesei, nu avem nevoie. Și tocmai dacă sunt în timpul mesei, nu mai avem impact pe secreția hormonului de poftă de a mânca, avem hormon de sațietate, nu mai apare acea dislipidemie pentru că nu poți să mănânci, dacă eu recomand consumul de fructe ca desert, la sfârșitul mesei, când ai mâncat deja proteine, când ai stomacul deja cât de cât plin și atunci nu o să mai poți mânci un kilogram de fructe. Pentru că dacă poți să mănânci un kilogram de fructe și foarte mult, cea mai mare problemă în momentul de față mi se pare excesul de glucide. Deci toată lumea mănâncă disproporționat de multe glucide, inclusiv fructe. Da, că avem această părere că avem o umbrelă peste noi, că este indice glicemic scăzut și asta o să ne ferească de nu știu ce, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că important nu este numai indicele glicemic. Dacă eu am hipersecreție de insulină, asta va duce în timp la creșterea procentului de grăsime, la depunerea grăsimii în organe și la dislipidemie și, dacă insist, duce și la hiperuricemie, pentru că în exces fructoza se transformă în acid uric. Și atunci eu am o grămadă de probleme care provin dintr-o recomandare foarte populară. Singura problemă este că dacă punem pe același nivel popularitatea cu expertiza, s-ar putea ca noi să plătim. Pentru că nu vine nimeni să spună persoanei care e foarte populară, dar tu ai învățat vreodată fiziologia digestiei la viața ta sau ești Cristi din Carpați? Da. Iată, ne apropiem și de finalul emisiunii. Te-aș ruga să concluzionăm, okay. Diana Atene. Cred că optim pentru sănătatea persoanelor, inclusiv cele care au probleme gastrointestinale, este să consume fructele ca parte a unei mese luate atunci când le este foame. Și mai cred că dacă mănânci un fruct pur și simplu pentru că atât ai în geantă, nu este nicio problemă. Dacă bei un fresh pentru că asta îți face plăcere, în loc să bei o cafea cu prietenii, iarăși nu este nicio problemă. Important este să nu fie un obicei. Să nu devină obișnuință. Și mai cred că dacă ai probleme de funcționare gastrointestinală, ar trebui să mergi la gastroenterolog.
Diana Artene, invitata noastră în această seară la microfonul deschis, fi sănătos, nutriționist, competență nutriție pentru copii și adolescenți, nutriție sportivă și doctorand în nutriție oncologică. Îți mulțumim pentru sfaturi, pentru prezența în emisiune. Dreamnet Radio. More music, more colors.